Așezământul social-filantropic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din localitatea Patricheni, județul Neamț, a fost binecuvântat astăzi de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Slujba a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de clerici, în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din localitate, filie a parohiei Pâncești. În cuvântul adresat credincioșilor, înalt preasfințitul părinte Ioachim a arătat importanța construirii unui așezământ care să deservească activităților pastoral-misionare parohiale. Am venit să binecuvântăm lucrul mâinilor frăților voastre, ostenelile voastre, a preotului frăților voastre care l-am rânduit aici canonic pentru a răspunde la nevoile spirituale duhovnicești ale frăților voastre și apoi împreună cu dânsul și cu comunitatea locală, cu domnul primar, ați reușit să îmbunătățiți ansamblul arhitectural al acestei biserici, întrucât cele două obiective care s-au făcut devine reprezentative pentru frățiile voastre, pentru comunitatea aceasta. Cu toții consemnăm în mod simbolic un act care este un act de cronică. Este o istorie care se încheie astăzi și care începe astăzi în același timp. Pentru faptul că timpul ne este dat de Dumnezeu pentru a-L transfigura, spune Sfântul Apostol Pavel, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Deci pentru a nu simți răutatea zilei, iată că facem lucruri în comun, în comunitate, și acestea transpar fie la fiii neamului, fie în fața lui Dumnezeu, și toate acestea se socotesc ca dreptate în perspectiva mântuirii fiecăruia, adică acelora care faceți parte din comunitatea aceasta. Pentru activitatea desfășurată, părintele Gheorghiță Ciobanu, parohul comunității din Pâncești, a fost hirotesit iconom. De asemenea, ierarhul a oferit ctitorilor fondatori diplome de vrednicie. Înalt preasfinția sa a primit din partea comunității o icoană. Este o zi cu totul și cu totul aparte pentru comunitatea aceasta deosebită de aici, din Patricheni. Un moment de încununare a unor eforturi care s-au întins pe durata a aproximativ 6 ani de zile, de a ridica în această comunitate foarte redusă numeric, totuși un așezământ social care să răspundă nevoilor comunității. Aș vrea să mulțumesc înalt preasfințitului părinte Ioachim, pentru că Dumnezeu a rânduit ca în această zi să fie în mijlocul nostru aici, în această comunitate mică ca și număr, dar foarte mare ca și credință. Să știți, înalt preasfințite stăpâne, că ceea ce s-a realizat aici, în această mică parohie, nu s-a realizat cu banul văduvei, ci cu dragostea creștinilor față de Dumnezeu și față de Biserica lui Hristos. Suntem bucuroși, în primul rând, pentru că a rânduit Dumnezeu ca în această zi să ne aflăm la acest moment de rugăciune și mai ales să vă avem în mijlocul nostru. Vă mulțumesc pentru această distincție. Mă încearcă un sentiment deosebit pentru că păstoresc această comunitate de peste 12 ani și este prima dată când reușesc să finalizăm ceva, un așezământ la instituția bisericii. Am reușit să fac școli, asfalt, dispensar de toate, dar biserica rămăsese în urmă și mă durea foarte, foarte, foarte tare. Așezământul social-filantropic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a fost ridicat între anii 2016-2024 și are în componență o bucătărie, o sală de mese și o capelă mortuară.